Aș bedeni, eram cu România literară, numărul 21 în mână. E, vezi ce înseamnă să nu-ți vină ziarele celelalte la timp. Caz pe gânduri citind articole pe care altădată sigur nu le-ai citi sau pe care niciodată nu ți-ar ajunge ochii. A? Afli totuși niște lucruri pe care altă lume nu le află, întrucât sigur cine citește astăzi România literară. Uite, de exemplu, pe prima pagină, ce interesant, Isabel Allende, n-am nevoie de răbdare pentru a scrie despre iubire, am nevoie de pasiune. Enorm. De asemenea, la interior, am deschis un articol pe pagina 3 care începe așa. Astăzi, iată, se împlinesc 40 de ani. Devii atent, așa un pic, 40 de ani, interesant, chiar astăzi. Dar de la ce credeți? De la inaugurarea Festivalului Internațional Tudor Arghezi. Oh, ok, și? Dați seama, cine știe în țara asta, totuși, că se împlinesc astăzi 40 de ani de la inaugurarea unui festival internațional în numele lui Tudor Arghezi? Practic nicio legătură cu el. E interesantă totuși lumea asta. A fi putut Silviu Mănăstire să-l întrebe pe Romașcanu, că revista asta e finanțată cu sprijinul Ministerului Culturii, sfântă pentru noi. Stă de fiecare dată aici pe masă. Uneori telespectatorii cred că e ca un tren de la tras pe linie moartă acest jurnal, dar în realitate nu. Noi venim cu ea, o luăm, o ducem. Da? Să știți că această revistă parcurge traseul clasic al oricărei reviste din lume care ajunge pupitru undeva. Da? Este scrisă de cineva, este tipărită, se deplasează, ajunge aici. Este, dacă nu frunzărită, măcar adulmecată. Mirosul ăsta de hârtie, chiar dacă acum în epoca pandemiei se spune că nu-i bine să miroși nimic. Ba da, e bine. Tu că dacă nu mai ai miros, înseamnă că ți-a venit sfârșitul. De mie încă miroase România literară a hârtie, semn bun, ăsta. Și potrecem în partea cealaltă, Dumnezeu știe care-i destinul ei. Eu n-am verificat, da? Foarte interesant totuși. Să știți așa, când stați liniștiți în momentele astea de acalmie, când viața într-adevăr pare să fie desprinsă de realitate, când mai există și astfel de momente când unii frunzăresc o revistă uitată de toată lumea. Dar suntem așa un pic melancolici pentru că într-adevăr a fost o veste care ne-a zdruncinat în această zi, de departe știrea zilei. Se retrage Corina Chiriac din televiziune. 70 de ani are doamna Corina Chiriac. Era la Național TV, post pe care sigur puțină lume îl mai știe sau puțină lume a auzit vreodată de el. Deci de 12 ani colabora cu această televiziune și făcea emisiuni de alea ca pe vremuri. Corina Chiria, care în ultimele două luni n-a mai avut emisiune, ca noi toți, a fost văduvită de focurile de artificii ale vieții, asta cuibărită în căscioara ei, a început să vorbească singură din ce reiese din această declarație a sa și asta a făcut-o să renunțe la televiziune. Iată că devii înțelept la 70 de ani, nu-i niciodată prea târziu. Doamna Corina Chiriac, discutând în oglindă cu ea însă și la această vârstă, a convenit până la urmă că televiziunea devenise o povară. Dar vestea bună este doar la început. Scăpăm de Corina Chiriac, deci într-adevăr, chiar dacă nici nu știam unde operează, nu e o veste tristă. Dar vestea adevărată aici este că doamna Corina Chiriac a început să-și scrie memoriile. Să spuneți, domnule, a fi putut să înceapă mai devreme. E adevărat, putea să înceapă mai devreme, dar iată că până la urmă mai bine mai devreme decât niciodată sau mai târziu decât niciodată, depinde cum vrea să o privească, pentru că dacă se apucă să scrie Corina Chiriac, într-adevăr să scrie memoriile, tentativă pe care au mai avut-o și alții, dar au eșuat. Ne scriem nimic în memoriile respective. Poate că totuși aveau tentația. Stăteau cu penița aia în mână și ziceau, bă, dar dacă despic acum pagina asta în trei și scriu așa sus, ăia care nu și ăia care nu mă interesau.
Păi dacă mă apuc și înșir pe toți așa, cu nume și cu prenume. Sau mai exact cu prenume și cu nume. Așa avea dreptate Tolontan, dă Dumnezeu sănătate și lui și colegilor lui, că într-adevăr nu trebuie să trecem oamenii bolnavi sau decedați cu numele înaintea prenumelui. Este o mârșăvie, sigur. Deci cu prenume și cu nume. Ce spuneți dacă doamna Corina Chiriac ar mai avea, într-adevăr, toată ținerea de minte? Bănuim că se întâmplă, nu de asta te-ai apucat să-ți scrii memoriile, nu că ți-era frică că-ți pierzi mințile, ci pentru că aveai ceva de spus. M-ar fi totuși să-și amintească chiar tot. Bă, listele alea de dinainte de 89 mă interesează mai mult prima coloană decât celelalte două. Și alea sunt interesante, dar prima coloană va fi o lectură extraordinară. Dacă va reuși să-și ducă până la bun sfârșit, doamnă, să știți că banii chiar veniți acum la bătrânețe, când a priori nu mai reprezintă mare lucru, ar putea să facă fericiți totuși o lume întreagă, da? Și s-ar putea vinde cărticica asta altfel totalmente inofensivă. Mă interesează pe mine cum oprea Corina Chiriac timpul sau ce însemnau duminicile pentru ea și pentru textierii ei. Nu, dar ne interesează niște aspecte, da, în viața Corinei Chiriac, la care n-am avut acces atunci când ascultam pe undele radio melodiile alea de care nu mai puteam scăpa pe vremea lui Ceaușescu. Am pregătit aici o carte poștală, că tot aveam un sondaj cu românii. Românii, să știți că nu par pretențioși în această perioadă. Sunt mulțumiți că au scăpat cu viață, dacă au scăpat. Și dacă mai rămân și cu un serviciu, cu atât mai bine. Asta cu vacanțele, că e la modă acum și că nu-i deranjează foarte tare. Și reiese din acest studiu că 8 români din 10 consideră că mai bine se duc într-un loc sigur decât într-un loc ieftin, ceea ce trebuie să recunoașteți că este o premieră pentru noi, care căutam numai mocăciunile, numai mocăciunile astea cele mai evidente. Și uite că acum românul mai degrabă prefera un loc mai sigur, adică fundul grădinii sale de la țară, decât să se deplaseze nu știu pe unde. Ma, sincer să fiu, trebuie să încercăm să-și explicăm, să argumentăm oarecum, nu văd de ce e mai riscant să te duci la capătul lumii decât să te duci în fundul grădinii, mai ales dacă acolo nu ești singur. Pentru că tentația este să dai o petrecere, o paranghelie, ceva și acolo. Da? Nu o să stai singur cuc. Nu mi se pare mai puțin riscant. Asta cu a te deplasa, am auzit-o și pe la alții, dar fără să se ofere foarte multe amănunte. Peste tot în străinătate este ideea asta, da, care nu este una corectă și ar trebui explicată mai serios. De ce să-ți ții potențialii turiști la tine în țară în această vară, în loc să-i lași să călătorească hai-hui prin lume? Sigur, nu se potrivește la noi, că nu știu eu cum nu mergeau nicăieri. 1% dintre cei care călătoresc, nu 1% dintre români. 1% din cei care călătoresc, care reprezintă undeva 4-5% din populația României, cam atâția români își permit un concediu în afara țării, 4-5% maximum, da? Din care 1% călătorește cât de cât interesant. Asta încoată cu indulgență. Cifrele sunt mai dure decât atât, dar am zis că să nu intrăm acum în amănunte și să dăm toate virgulele. Deci nu este semnificativ. Adică pe ce mă deranjează pe mine că mă duc cu avionul sau că mă duc cu mașina? La noi oricum deplasările, în general astea de tip Bulgaria, Grecia, Turcia, nu erau la niște distanțe foarte mari. Deci nu era niciun fel de pericol pentru a călători într-un avion dintre ăsta, ați văzut, hiperventilat. Toți operatorii ăștia ne prezintă situația de ca și cum e ieșită din comun, este mai roză decât oricând, distanțare socială, măști de nu știu ce calitate, ultracondiții, atât doar că nu-ți mai dau nici de mâncare, nici de băut, ca să nu-ți mai dai masca jos de pe figură. Dar în fine, nu mi se pare. Nu mi se pare absolut deloc rezonabil. Sigur, încă o dată spun, pentru români e ok, că noi oricum nu suntem niște mari turiști. O să aibă poate de suferit nababii ăia care
schimbau fusurile orare în fiecare vară și care acum poate că vor amâna până la iarnă, tot așa din frica asta de a nu putea cheltui toți banii până să prăpădesc. Și atunci mai bine spun pas. Dar altfel să știți că a te duce la rude în Moldova sau a te duce în Grecia cu mașina, riscul este absolut identic. Adică nu frontierele ar trebui să paralizeze, să tetanizeze cetățeanul, pentru că ele n-au aici niciun rol. Nu mai este ca pe vremea ciumei de la 1720. Deci nu frontiera trebuie să te facă pe tine mai circumspect. Iar atenția, a te duce, să zicem, în Spania sau în Portugalia în vacanță, adică a face 3 sau 4 ore cu avionul, este de 2 sau de 3 ori mai puțin ca a te duce cu trenul până la Cluj. Stați un pic, și atunci care e problema? Sau cu mașina până la Cluj, dar am ales varianta cu trenul că se consideră că aia e un pic mai dificilă, întrucât stai într-un mediu pe care ar putea să-l polueze și alții. Dar când veniți să le explicați oamenilor, trebuie să le spuneți și asta. E același lucru. A te duce cu un vagon dintre ăla plin, la Cluj, la Baia Mare, la Satu Mare, la Oradea, la Arad, la Timișoara, asta vis-a-vis de București. Tu cei care stau în vestul României, în partea asta, spre Constanța, de exemplu, da? Tu ești în Oradea sau în Arad. Vrei să-ți faci vacanța în România, că așa ai auzit de la autorități. Hai să ducem anul ăsta în țară, că e prăpăd. Și te duci cu trenul, da? Nu o să te duci cu mașina de la Arad la Constanța. E complicat. Ești în concediu să te relaxezi un pic. Vrei să stai, știu, cu picioarele întinse în tren. Nu să fii vigilent în mașină zi și noapte. Și te duci cu trenul de la Arad la Constanța. Păi nu faci mai mult decât ai face cu avionul până în capătul Europei? Și iarăși nu ține. Europenii iarăși la fel. Francezii nebuniți, italienii toți, să facă vacanțe la ei. Păi bă, dar țara lor, fiind atât de mare, dacă ții mașina și te duci din nord până în sud ca să vezi și tu un pic soarele, nu? Făceau britanicii aia. Văzusem un serial recent, niște adolescenți în Manchester, în anii 90, nu văzuseră soarele niciodată, până la vârsta de 18 ani. Niciodată, nicio zi. Ideea lor era, că tot împliniseră vârsta asta, să ducă undeva în Europa să vadă și ei, să strănute odată de razele soarelui. Să duceau în sudul Europei undeva, unde întâmplător, cu salariul lor din nordul Angliei, pe o lună, stăteau 6 luni acolo. Deci situații dintre astea dramatice. Dar încă o dată, acolo cum legăturile se pot face foarte ușor, nu este de fapt nicio diferență între a te duce la vecini sau a sta la tine în casă. Pregătisem această carte poștală de zici că e de la Eforie Sud. Stați-vă puțin la ea, dar nu e de la Eforie. Este din îndepărtatul Barbados, trimis o doamnă care, cică săptămânile trecute, ne scria din insulele Malvine. E bine, din Malvine, cu ce Dumnezeu o fi ajuns în Barbados, nu-mi dau seama. Pe unde o fi luat oamenii ăștia? Vă dați seama că femeia nu e chiar singură. Dar e bine totuși că trece sub tăcere părțile astea neesențiale ale istoriei. Vai, domnul Banciu, întâlnești câte o frumusețe dintre asta pe stradă. Răpitoare, de nici n-ai avea curajul să-i dai bună ziua, numai să nu o deranjezi, să nu te acuze de hărțuire sexuală. Și vine câte una la tine și zice, vai, domnul, chiar sunteți domnul Banciu? Da, să rămână așa. Mă grăbesc un pic, tu cu capul plecat, așa. Vai, să știți că de cât vreau să vă întâlnesc. Prinzi un pic curaj, bineînțeles, ridici tu capul, încerci să spui o frază de asta ultra politicoasă, de ca și cum Radu Paraschivescu ar fi fost în locul tău. Așa, și până la urmă ea ți-o trântește invariabil, știți, soțul meu vă adoră. Deci genul ăsta, la asta m-am gândit când am citit multe salutări din Barbados, telespectatoarea care v-a scris și din Falkland Islands. Telespectatoarea asta care ne-a scris din Falkland Islands n-a ajuns în Barbados pe picioarele ei sau de una singură. Poate a mai luat-o și în cârcă cineva totuși, nu? Vă urmăresc emisiunea în fiecare seară / zi. E adevărat, e adevărat, dacă stau să citesc până la capăt, fac sânge rău degeaba, întâlnesc și niște indicii ala Colombo. Suntem ok în continuare. E, asta vreau să știu, doamnă. Acum stau și eu liniștit, deci sunteți într-adevăr ok. Era și păcat să fiți singură, într-adevăr, în Barbados. Deci din Malvine,
Adică niște insule undeva în emisfera sudică, aparținând, spuneam, Marii Britanii, dar în largul Argentinei, trebuie să duci întâi în Argentina, că Marea Britanie e departe. Ok? În Argentina, la Buenos Aires, să zicem. Păi din Buenos Aires n-ai cum să ajungi în Barbados, mă iertați. În Buenos Aires trebuie să te duci la Miami. Asta înseamnă că ai viză de SUA. Da? Există zboruri. Buenos Aires, Miami, îmi imaginez. Și din Miami, este doamnă că ăsta e traseu, din Miami poți să ajungi în Barbados. Știi că Miami este hub-ul care oferă absolut toate destinațiile din Caraibe. Singurul oraș din lume care oferă posibilitatea să te duci oriunde, în orice insuliță, în orice văgăună în Caraibe. Dacă n-ați ales, n-avea să zicem viză de Statele Unite. Să duc atunci, să zicem, din Buenos Aires, Ciudad de Mexico, să zicem, fabulos zbor. Ăla pe care îl făcea Maradona pe vremuri.